După incendiul care a avut loc la clubul colectiv și în care și-au pierdut viața 46 de tineri, au apărut în mediul online o serie de supoziții care de care mai ciudate cu privire la modul în care a izbucnit incendiul și la momentul în care clubul a luat foc. Filmarea este pe deplin doveditoare. scânteile artificiilor cad direct pe buretele stâlpului, dar focul nu se extinde. Asta i-a făcut pe mulți să deschidă teoria aprinderii clubului în urma unei cu totul alte surse. Ziua News a publicat un articol scris de artistul Florin Chilian, care aduce în dezbatere teoria că focul nu a pornit de la artificii. La colectiv a fost crimă cu premeditare. Conform procurorului de caz, tot clubul a ars în 10 secunde. Focul nu a pornit de la artificii, a fost pus de o mână criminală. Așa cred eu, niciun om normal la cap nu ar vrea să fie adevărat, dar dacă este, e de datoria noastră să aflăm adevărul pentru ca o așa nenorocire să nu se mai întâmple. Și sunt acolo două nume, unul în clar și altul care se poate afla imediat a scris Florin Chilian. În acest sens, artistul susține că Procurorul General al României este obligat să verifice toate posibilitățile producerii incendiului pentru ca cei care sunt cu adevărat vinovați să și plătească. Eu cred că focul de la Clubul Colectiv a fost pus de o mână criminală. Așa cred eu și tot ce vreau este ca Procurorul General al României, Tiberiu Nițu, să facă o investigație în sensul ăsta, pentru că dacă este măcar o posibilitate la o mie ca acesta să fie adevărul, atunci un criminal periculos este în libertate și nu vreau ca nenorocitul care a făcut sau a ordonat asta să mai trăiască nici măcar o secundă, mai susține Florin Chilian. Cele publicate de artist pe blogul său sunt susținute de înregistrări ale unor persoane care ar fi fost avertizate să nu meargă în club în seara în care s-a produs incendiul, ca și cum ar fi avut informații cu privire la deflagrație. Dacă actorul are sau nu dreptate, acest lucru trebuie lăsat în seama autorităților competente, care vor cerceta acest caz. Drama din colectiv a lăsat urme adânci în sufletele românilor. La Drobeta-Turnu Severin, aproximativ 1000 de tineri au ieșit în stradă să își arate nemulțumirile față de clasa politică vineri pentru a treia seară consecutiv. Ei au manifestat pe principalele străzi din oraș și au ținut un moment de reculegere în memoria victimelor din data de 30 octombrie.